Ieri dimineața, celebrul infractor canadian, Purekhit Fedot, a revenit în țară. După ce a mâncat hășuță, a fost intervievat de reporterul nostru, care seamănă cu ciuvacul din PBS. Bună ziua, dragi telespectatori! În fața noastră, alături de noi, îl avem pe domnul Adriano... Bolocano. Bolocano. Celebrul interlop canadian din mafia de Montreal Boys. Îl avem acum aici, el s-a întors recent în țară, domnul Adriano. Avem câteva întrebări la dumneavoastră. Deci bună ziua, în primul rând se apropie campania prezidențială, asta în primul rând. În al doilea rând mă apropie și eu de ea. Ce întrebări? Cum reacționați la învinuirile? Într-adevăr au fost. Domnul Adriano, de ce ați fugit de la autorități? N-ați găsit alt mijloc de transport mai bun? Pur și simplu, la un moment dat, e așa de plictisitor a fost cu autoritățile, că mi s-a făcut somn și am zis, de băi, să fugă. Ați fugit. Practicați fugă? Eu în clasa nu am fost primul la fugă. Domnul Adriano, merg zvonuri că ați fi heterosexual. Asta sunt minciuni? Mulți au zis asta, dar eu am probe care confirmă asta. La ce vârstă v-ați pierdut virginitatea și cum asta, ce legătură are cu miliardul furat? Fata care nu mi-a dat această șansă deja nu mai este în viața mea, dar nu pot să arăt probe. În ce relații sexuale sunteți cu domnul Adrian Candu? Cred că deja mă așteaptă. Cum s-a vehiculat în presă? Dumneavoastră în Canada sunteți membru al unei grupări mafiote de Montreal Boys. Sau formată... Solnușcă în franceză. Da, formată din doi membri. Cine este a doilea membru? Posterior, inferior. La concertul dumneavoastră de protest care preconizați să-l faceți, da. Plănuiți să ardeți discuri de-a lui Toli Druga? Numai din față. Cât plătiți? La intrare. În ce relații sexuale sunteți cu domnul Adrian Candu? Cred că deja mă așteaptă. Adevărul e fată să filmeze? Dar pentru ce mai trebuie fată? Oh.